De cât timp aveți această pasiune și cum a început totul? Această pasiune a apărut în urmă cu 4 ani. Mă ocupam înainte de această pasiune cu iepurii. Am fost un crescător înrăit de iepuri, de rasă, la care am fost la foarte multe expoziții naționale. Și făcând o vizită în Ungaria ca să cumpărăm niște iepuri mai de calitate, am văzut aceste rațe gâște ornamentale și m-am îndrăgostit de ele. Și ușor, ușor, în decursul timpului, am reușit să ajung la 33 de feluri de rață, gâște, lebede, albe, negre. Ați reușit să le și înmulțiți? O parte, da, am reușit pe un ultimul an sau un ultimul an, am reușit să fac și o mică reproducție la anumite specii din ele. Rămâne ca pe viitor să mai studiem, să mai învățăm de la colegi, de la prieteni, că sunt foarte, foarte multe secrete în domeniul mulțirii acestor gingașe și frumoase animale. Și le țin din pură pasiune pentru ele, nu pentru un spirit comercial. Le țin.